Bun venit! Vă propun un exemplu de organizare a unei activități de învățare pentru tema din programa școlară Instrucțiuni Comenzi pentru implementarea în limbaj de programare a structurii alternative. Din cadrul unității de învățare Limbaje de programare structuri alternative. Această resursă se adresează cadrelor didactice. Activitatea se poate desfășura în laboratorul de informatică, dotat cu acces la internet și videoproiector, sau online, utilizând orice aplicație care permite partajarea ecranului. Pentru prezentarea și explicarea aplicațiilor propuse, timpul de lucru total va fi de 40 de minute. Profesorul inițiază o conversație introductivă în scopul actualizării achizițiilor dobândite anterior. Se propune rezolvarea unor probleme ce utilizează structura alternativă, identificarea algoritmilor de rezolvare și implementarea acestora în limbaj de programare. Din cele 40 de minute, vă propun ca timp de 30 de minute să prezentați elevilor filmul pe care îl regăsiți la linkul afișat pe ecran și pe care l-am inserat și în slide-ul următor. Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială cu cea alternativă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. În unele probleme se simte nevoia execuției unor operații de decizie, cum ar fi, de exemplu, pentru determinarea perimetrului unui triunghi pentru care se citesc de la tastatură valorile lungimilor laturilor sale. Calculul perimetrului este simplu, dar se pune următoarea întrebare. Întotdeauna trei numere reale pot fi lungimile laturilor unui triunghi? În primul rând, ele trebuie să fie strict pozitive, iar fiecare dintre ele să fie ca valoare strict mai mică decât suma valorilor celorlaltor două laturi. Acest lucru nu poate fi evidențiat cu simpla instrucțiune de atribuire. Structura prin intermediul căreia acțiunile sunt implementate alternativ, în funcție de valoarea de adevăr a unei condiții, se numește structura alternativă sau structura de decizie. În această lecție vom învăța cum pot fi utilizate în rezolvarea de probleme instrucțiunile C++, if și switch. Principiul de execuție pentru instrucțiunea cu forma 1 este următorul. Se evaluează expresia logică. Dacă rezultatul evaluării este true, adevăr, atunci se execută instrucțiunea 1. Altfel, dacă rezultatul este false, fals, atunci se execută instrucțiunea 2. Principiul de execuție pentru instrucțiunea prezentată în imagine este următorul. Se evaluează expresia logică. Dacă rezultatul evaluării este adevărat, true, atunci se execută instrucțiune. Altfel, algoritmul continuă cu execuția structurii ce succede structura alternativă curentă. Să ne reamintim cum se reprezintă structura alternativă cu ajutorul limbajului pseudocod. Pentru forma 1 și pentru forma 2. Execuția instrucțiunii if începe prin evaluarea expresiei logice. Dacă rezultatul evaluării expresiei logice este true, atunci se execută instrucțiunea 1. Dacă rezultatul evaluării expresiei logice are valoarea false, atunci fie se execută instrucțiunea situată după ramura else, dacă există,
fie se trece la instrucțiunea situată în program imediat după instrucțiunea IF. În scrierea programelor se recomandă alinierea mai înspre interior a instrucțiunilor din cadrul structurii, astfel încât instrucțiunile să poată fi urmărite mai ușor, iar întregul algoritm să fie lizibil. Ne propunem să scriem un program în limbajul C++ care citește de la tastatură două numere reale în variabilele A și B și afișează pe ecran valoarea celui mai mare dintre ele. În cadrul funcției principale, în main, se declară cele două variabile reale A și B, vor fi de tip float, și apoi se citesc de la tastatură, cu ajutorul instrucțiunii sin, două valori distincte ce vor fi memorate în variabilele A și B. Vom compara valorile variabilelor A și B folosind structura alternativă if și, dacă valoarea variabilei A este mai mare decât valoarea variabilei B, atunci se afișează pe ecran, cu ajutorul comenzii cout, valoarea variabilei A, iar în caz contrar se va afișa valoarea variabilei B. Exersează singur și scrie un program în limbajul C++ care citește de la tastatură un număr natural și afișează pe ecran mesajul număr par dacă valoarea citită corespunde unui număr par, respectiv mesajul număr impar dacă valoarea citită de la tastatură corespunde unui număr impar. De exemplu, dacă de la tastatură este citită valoarea 12, atunci, în urma execuției programului se va afișa mesajul număr par. Iar dacă valoarea citită de la tastatură este 15, atunci, în urma execuției programului se va afișa mesajul număr impar. Să ne reamintim cum se reprezintă în limbajul pseudocod structura alternativă generalizată. Modul de execuție ar fi următorul. Se evaluează selectorul. Dacă valoarea selectorului este egală cu una dintre valorile constante, valoare 1 sau valoare 2 sau așa mai departe valoare n, din clauzele date se execută instrucțiunile din grupul de instrucțiuni corespunzător, apoi se trece la instrucțiunea de după structură alternativă generalizată. Dacă valoarea expresiei nu este egală cu niciuna dintre valorile constante din clauzele date, se verifică existența clauzei altfel. Dacă există clauza altfel, atunci se execută instrucțiunile din grupul de instrucțiuni corespunzătoare clauzei altfel, apoi se trece la instrucțiunea de după structura alternativă generalizată. Dacă nu există clauza altfel, se trece la instrucțiunea de după structura alternativă generalizată. Instrucțiunea switch este asemănătoare cu instrucțiunea if-else, if-else. Aceasta evaluează valoarea unei expresii întregi, după care se compară această valoare cu două sau mai multe valori pentru a decide pe care ramură de program să continue. Dacă printre variantele case nu există niciuna care să aibă rezultatul egal cu valoarea expresiei, atunci, dacă există clauza default, se execută secvența de instrucțiuni aferentă. Iar dacă nu există această clauză, atunci se încheie executarea instrucțiunii switch și se execută în continuare instrucțiunea ce succede în program instrucțiunea switch. Observație: expresia trebuie să fie de tip întreg. Clauza default este opțională.
Ne propunem să scriem un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură o cifră din mulțimea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și afișează pe ecran denumirea zilei din săptămână corespunzătoare cifrei respective. De exemplu, dacă de la tastatură se citește valoarea 1, atunci pe ecran se va afișa mesajul: numele zilei corespunzătoare este luni. În funcția principală se declară variabila întreagă zi și se citește de la tastatură o valoare în această variabilă cu ajutorul instrucțiunii SIN. Folosind structura alternativă generalizată switch, vom afișa denumirea zilei din săptămână. Astfel, dacă valoarea variabilei zi este 1, atunci se va afișa pe ecran mesajul: numele zilei corespunzătoare este luni și se trece la execuția instrucțiunii return 0. Altfel, se verifică dacă valoarea variabilei zi este 2 și, în caz afirmativ, se va afișa pe ecran mesajul: numele zilei corespunzătoare este marți și se trece la execuția instrucțiunii return 0. Iar în caz contrar, se vor verifica similar restul valorilor propuse în clauzele case. Dacă niciuna dintre acestea nu este atinsă, atunci se va trece la execuția instrucțiunii din clauza default și se va afișa mesajul imposibil. La execuția programului, dacă de la tastatură se citește valoarea 5, atunci mesajul afișat va fi: numele zilei corespunzătoare este vineri, iar dacă de la tastatură se citește valoarea 10, atunci pe ecran se afișează mesajul imposibil. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural din mulțimea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și afișează pe ecran denumirea lunii din an corespunzătoare valorii citite: 1 pentru ianuarie, 2 pentru februarie, 3 pentru martie, 4 pentru aprilie, 5 pentru luna mai, 6 pentru iunie, 7 pentru iulie, 8 pentru august, 9 pentru septembrie, 10 pentru octombrie, 11 pentru noiembrie și 12 pentru decembrie. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți utiliza structurile alternative în scrierea programelor în limbajul de programare C++. Timp de 10 minute, elevii urmăresc modalitatea de rezolvare rezultată dintr-o evaluare încrucișată între colegi, conform solicitării profesorului. În perechi, fiecare elev explică colegului de bancă algoritmul identificat de el și implementarea acestuia în limbaj de programare. Pentru obținerea unui feedback rapid, se testează soluțiile oferite utilizând un mediu de programare specific limbajului de programare. După caz, profesorul oferă explicații suplimentare la sarcinile de lucru unde elevii au întâmpinat dificultăți sau au greșit în mod sistematic. Pentru stimularea performanței, elevii capabili de performanță pot primi sarcini de lucru diferențiate. Regăsiți pe ecran un astfel de exemplu.